În ceea ce privește învățământul dual, sau în ceea ce privește programul de forță de muncă și pactul pentru muncă, așa cum a sugerat doamna ministru, poate subliminal, avem niște tentative insularizate. De aceea, ideea Cristinei mie mi se pare genială și trebuie să o sprijinim și trebuie să fim alături de ea. Să o sprijinim activ, nu ca la o tăci. Pentru că este singura noastră șansă de a avea un program integrat la nivel național. Și hai să ne uităm puțin în trecut. Eu nu sufăr din cauza lipsei forței de muncă, să fie clar. Da, societatea are 6500 de angajați. Din fericire, are răspândire națională. Din fericire, oferă condiții foarte bune. Sondele noastre și secțiile și sucursalele sunt situate în zone fără prea multă ocupare de forță de muncă, mulțumesc lui Dumnezeu. Și singura problemă cu care o resimt real, 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 este nivelul de vârstă. Da? Bun. Plecând de aici, și noi avem programe specifice. Cu Universitatea de Petrol și Gaze, și aici, doamna profesor, eu nu o să mă plâng niciodată, pentru că ies cu un praxis puternic din facultate, avem liceul nostru în Mediaș, și avem în implementare acea zonă de învățământ dual. Și dacă am ajuns la învățământul dual, pentru că am ținut foarte mult, de foarte mulți ani la lucrul ăsta și am învățat foarte mult de la Lucas Neuele din Germania, apropo de, părerea mea e că am pierdut puțin timp și ar trebui să recuperăm. Noi dacă reușeam să adaptăm în legislație exact, sau mă rog, aproape cum e modelul german, făceam niște pași mult înainte. Noi am amestecat puțin școala profesională și învățământul profesional cu învățământul dual. Și aici toți struți o cămilă din care nimeni n-a înțeles nimic și a fost nefuncțional.